În parte ce ține de invitarea ANRE-ului și guvernatorului, eu personal susțin, numai pentru următoarea ședință. El trebuie să stea la pușcărie, Drăguțan. El trebuia să plece, el trebuia să plece de mult. De ce acum? De ce mai târziu? Poate a înțeles că... Sau poate s-a temut că o să fie chemat în Parlament, unde va fi demis cu rușine. Eu mă bucur că astăzi Comisia Parlamentară a acceptat propunerea mea să-l chemăm cel puțin aici la Comisie. Și să-mi spună ce a făcut el 6 ani. În cadrul următoarei ședințe, care se va desfășura săptămâna viitoare, vor fi audiați și reprezentanții ANRE. Aceștia vor oferi explicații cu privire la suspendarea tarifelor pe o perioadă de 2 luni, dar și ce urmează după expirarea acestui termen. Anterior, după ce ANRE a acceptat solicitările de la Moldova Gaz și Gaz Natural Fenosa de scumpire a gazelor naturale, dar și a energiei electrice, instituția a anunțat că decizia va fi suspendată până la începutul lunii noiembrie. Asta pentru a realiza un audit extern pentru cele două companii și pentru a stabili dacă solicitările de majorare au fost justificate.